Bună seara și bine v-am regăsit! Începe emisiunea Deale Buzoianului. Invitat în studioul Campus TV în această seară este domnul consilier local PSRO, Silviu Roșioru. Domnule Roșioru, bună seara, bine ați venit! Hristos a înviat și bine v-am găsit și pe dumneavoastră și telespectatorii postului dumneavoastră. Pe această cale le transmit multă sănătate și cele mai bune urări de bine de la Muntele Athos. Acolo, la Muntele Athos, avem patru stâlpi de nădejde ai schitului Podromu, patru buzoieni care tot timpul fac rugăciuni pentru orașul nostru, pentru județul nostru, pentru țara noastră, se roagă pentru toată lumea și le transmit pe această cale buzoienilor acest mesaj al lor. Mă bucur tare mult că ați venit în studioul nostru. Suntem în săptămâna luminată și o să vorbim întâi despre cum a fost la Muntele Athos. Domnul Silviu Roșioru a fost de sărbătorile pascale la Muntele Athos. De altfel, dumneavoastră mergeți foarte des acolo, cam la fiecare sărbătoare mare, nu? Da. V-ați făcut prieteni între călugări. Da, prieteni și ne cunoaștem. E al 12-lea an care merg consecutiv și... Al 12-lea an. Da, și primul an în care am făcut sărbătorile pascale acolo, a fost o binecuvântare să particip la aceste slujbe și prohodirea și Sfânta Înviere. A fost ceva care nu se poate, povesti, o trăire la cele mai înalte culmi. Și aș dori ca mulți buzoieni să poată și îndemn pe această cale să, dacă au posibilitatea și chiar dacă nu au, să facă tot ce le stă în putință să ajungă măcar o dată pe Sfântul Munte. Eu vă mulțumesc că ați venit și cu imagini. O să urmărim și de la slujba de înviere de la Muntele Athos câteva imagini puțin mai târziu și o să vă rog să ne spuneți ce vedem în fotografiile pe care le-ați adus, cu mențiunea că după ce vom vorbi despre aceste momente de sărbătoare la Muntele Athos, o să vorbim și despre problemele din Buzău, pentru că, domnule Roșioru, nu scăpați, vă întoarceți la calitatea de consilier local. Ce vedem în imagini? Asta este și menirea. Da, aici sunt în poză cu câțiva viețuitori după Sfântul Munte. Aici îl avem pe duhovnicul Ilian, părintele Ilian, cunoscut de Sfântul Munte ca un om de înaltă trăire ortodoxă. Aici este biserica la schitul Podromu, undeva în port cu un părinte din Buzău, părintele Alexandru Grapă. Aici sunt filmări de la Iviru. Aici undeva pe Sfântul Munte se vede marea în spate, în apropierea schitului Podromu. Și avem multe imagini, cât am putut și noi și cât ni s-a permis. Aici din ce biserică sunt? Aici este imagini. Din schitul Podromu, intrarea din schitul Podromu, pentru că ca să poți lua imagini trebuie să ceri binecuvântare și să accepți starețul mănăstirii și să îți dea voie și binecuvântare să poți lua imagini după Sfântul Munte. Atunci o să le transmiteți dumneavoastră mulțumirile noastre, pentru că știu că ați filmat și ați fotografiat special pentru această emisiune. Da. Cum au fost sărbătorile acolo? Care e rânduiala? Cum ați trăit aceste zile de Paște la Muntele Athos? Acolo majoritatea timpului este monarhii de acolo, viețuitorii din mănăstiri și schituri, trăiesc prin post și rugăciune și viața lor este dăruită rugăciunii pentru oameni, pentru cei care fac parte din această lume. Se roagă și pentru ei, dar menirea lor este pentru a se ruga pentru noi și pentru păcatele noastre. Slujbele sunt, sunt mult mai încărcate spiritual față de cele făcute în lumea noastră, în țara noastră, în orașul nostru, pentru că au o altă rânduială mănăstărească și automat rugăciunea este mult mai lungă față de slujbele noastre obișnuite.
Și cei care merg în vizită au tot un program riguros, nu? Da, ei trebuie să se încadreze în programul mănăstirii. De la intrare își fac intrarea, acolo își dau datele și de unde vin și perioada cât stau în acea mănăstire și pe urmă trebuie să facă rânduiala mănăstirească în care să intre în program, masă, rugăciune, să participe la slujbe și să se roage, să facă tot ce fac și monarhii. Bine, că călugării și monarhii au alte lucruri de făcut pe lângă cele ale vizitatorilor, dar încercăm și noi să facem tot posibilul să ne adaptăm cât mai repede și să intrăm în programul mănăstirii. Haideți să vedem imaginile de la slujba de înviere de la Muntele Athos, apoi revenim și mai discutăm puțin despre sărbătorile pascale la Muntele Athos. Adevărat înviat.
Pentru mulți dintre noi, domnule Roșioru, e destul de greu de ajuns acolo. Bine, doar bărbații știu că au voie, da. Și de aceea vă mulțumesc că am reușit prin imagini să vedem cum e o slujbă de înviere la Muntele Athos. În primul rând am remarcat faptul că e o slujbă în limba română, da. Și o să vă întreb de ce. Și apoi că toate luminile erau de fapt lumânări, nu există, da, becuri. Nu există în schit, în biserică, decât lumânare, iar slujba era în limba română, pentru că schitul podromului este schit românesc și acolo sunt viețuitori, adică monarhi numai români. Și v-am spus că avem și patru monarhi din Buzău și sunt niște viețuitori și niște trăitori ai Sfântului Munte, foarte, cum să zic eu, la înălțime, foarte respectat și contribuie foarte mult la activitatea schitului podromul. Am văzut recent că unul dintre fiul unor actori foarte mari, da, României s-a hotărât să meargă la Athos și s-a hotărât de a fi călugăr, să se, da, călugărească. De asemenea, am observat în imagini un tânăr care a devenit călugăr, îmi spuneați, la vârsta de 20 și puțin de 24 de ani. A terminat studiile teologice și l-ați văzut în filmarea de mai devreme. Acel tânăr a ales viața mănăstirească și să se călugărească. Este un lucru foarte, foarte bun că încă tineri aleg acest drum. Vorbeam de acel tânăr care dumneavoastră a spus, este vorba de părintele Daniel, este fiul actorului Octavian Cotescu și al actriței Valeria Segiu. Până la 40 de ani a fost ateu, nu a crezut niciodată în, nu credea și nu avea nicio treabă cu credința. În urma unei vizite făcute la Sfântul Munte, trăirea care a avut-o acolo a decis din acel moment să se călugărească și să rămână pe Sfântul Munte. El viețuiește la mănăstirea Vatoped și este în conducerea acestei mănăstiri, adică este o persoană foarte importantă și ajută foarte mult prin studiile care le-a avut el, terminând ingineria în construcții, ajută foarte mult la reconstrucția mănăstirilor și este și un traducător, traduce din română în greacă sau din greacă în română, mă refer aici la cărți. Un miracol, o revelație până la urmă. Sigur, spuneați că, da, că a devenit din ateu călugăr, da, la Muntele Athos. Avem pe cineva la telefon, bună seara, sunteți în direct, vă ascultăm. Să rămâi, Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Hristos a înviat, domnule consilier. Adevărat a înviat. Tot respectul și considerațiunea pentru dumneavoastră, mă bucur pentru dumneavoastră că reușiți să mergeți în fiecare an acolo. E un lucru bun, bine că vă puteți permite. Ce vreau să vă spun, cu toate că dumneavoastră n-ați terminat de semnele despre Muntele Athos, eu am niște probleme locale care ne cam frământă pe noi de aici, localnici. O să vă rog foarte să le spuneți, bine, că le discutăm. Foarte bine, vă rog să ne le spuneți. Foarte scurt, trei probleme. Dacă dumneavoastră considerați că matematica Consiliului Local în frunte cu domnul Toma este bună, adică 500 este egal cu 2500. Mă refer, da, la acordarea gratuității pe autobuze. Da. A doua întrebare. Dacă considerați că este normal ca în fiecare lună să se ducă amărâtul de pensionar să aibă grijă să-și renoiască abonamentul la tonetele Transbuz. Și a treia întrebare, dacă considerați că este înțeleaptă această hotărâre, a nu se da soțului sau soției abonamentul pentru soț sau soție, adică cu actele de rigoare cerute. Să nu fie transmisibil, spuneți, abonamentul. Nu transmisibil. Să-i încredințeze. Să-i încredințeze, sigur, cu actele de rigoare. Dacă e vorba de procură notarială, ce vrea domnul Toma? În sensul ăsta, dacă dumneavoastră ați participat la vot în Consiliul Local la aceste inepțiile, spun eu, gen Constantin Toma. Vă mulțumesc, o seară bună. O seară bună vă dorim. Și vorbim imediat despre Transbus, că o să facem o trecere, cred că e problema, da, acestor, dar, zile. Trebuie să-i răspundem telespectatorului cu cele trei întrebări și mulțumim că a intervenit.
Chiar dacă începutul a fost cu muntele Athos, cu siguranță o să avem prioritate și pentru telespectatori să-i răspundem cu tot ceea ce... Imediat, dar ca să concluzionăm prima parte și subiectul despre sărbătorile la muntele Athos, spunea domnul mai devreme că vă permiteți. Întrebarea altor buzoieni este, e costisitoare o astfel de călătorie pentru cei care și-ar dori să meargă acolo? Nu, nu este costisitoare. Se fac excursii prin agențiile care aparțin Patriarhiei și Arhiepiscopie, Agenția Basilica sau și alte agenții care sunt aparțin către Patriarhie sau pe cont propriu și costul este undeva maxim la 150 de euro, cred că și mai puțin. Oricine poate să ajungă, dar înainte de a ajunge trebuie să aibă o pregătire duhovnicească, eventual să ceară permisiunea duhovnicului sau unui preot din parohie că înainte de a intra pe Sfântul Munte există un document de amonitiru se numește, adică este un fel de viză, o hârtie care se eliberează în orașul Oranopolis, este orașul de unde se pleacă către Sfântul Munte. E o viză spirituală, să înțeleg. Spirituală și se și plătește această viză. Este vorba de 25 de euro pentru mireni, iar pentru preoții sau pentru preoții mireni e 10 euro. Și oricine poate să viziteze Sfântul Munte, totul este să-și dorească acest lucru, se găsesc posibilități și cred că sunt mulți oameni de bine care fac acest lucru. Noi am inițiat de multe ori cu oameni care, diferiți oameni de afaceri, oameni care au o bunătate și își doresc să ajute alte persoane, au mijlocit aceste deplasări către Sfântul Munte și poate, dacă știu eu, oamenii doresc... Când veți mai organiza astfel de evenimente și veți avea siguranță, și oameni care cu să siguranță, ajute cu siguranță financiar, poate anunțați prin intermediul nostru... Și cei care au și cei care nu au, adică putem să vă organizăm aceste excursii. Eu vă mulțumesc tare mult că ne-ați adus și... aceste fragmente din slujba de înviere de la Muntele Sfânt și imaginile de acolo. O să ne oprim pentru publicitate, pentru că trebuie să facem o pauză între ceea ce am văzut până acum și ceea ce urmează, pentru că problemele sunt foarte multe și pe bună dreptate oamenii sunt revoltați. Înțeleg că de la Transbus comunicarea nu e tocmai bună, dar nici regulile n-au fost puse la punct. Ne oprim pentru publicitate și revenim imediat.